Alina Gorghiu, deputat și copreședinte PNL, a participat miercuri 2 decembrie la emisiunea Express, moderată de Sabin Orcan și difuzată de B1 TV. În cadrul emisiunii, a cărei temă a fost reforma clasei politice, copreședintele PNL a intrat în dezbatere alături de moderator și de jurnalistul Silviu Mănăstire. În timpul emisiunii, Alina Gorghiu a menționat sursa de cadre bogată și valoroasă a PNL, moment în care jurnalistul Silviu Mănăstire i-a cerut să nominalizeze 5 nume de liberali, care ar putea oricând să vină în prima linie să înlocuiască foști sau actuali lideri, mai exact să înlocuiască pe acei lideri care au probleme de imagine. Printre nominalizările făcute s-a aflat și deputatul Carmen Hărău, despre care Gorghiu a avut numai cuvinte de laudă. Ascultați-mă să vă dau scurt câteva nume și îmi cer scuze colegilor mei că nu o să pot să enumăr pe toți. E rezonabil. Iani Popa este liderul senatorilor, este un om extrem de valoros și o să vedeți multe lucruri frumoase despre el. Okay, Benoni Ardelean, senator de Timiș, un om care pe politică externă este extraordinar de bun. Ionut Stroie, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, care iarăși are o componentă și, pe externă și un om foarte bine pregătit. Carmen Hărău este o persoană, e femeie, o apreciez pentru că e om de afaceri, nu pentru că doamna e femeie. Hărău de la este Maramureș, de la Hunedoara, a venit din business în politică și se bate pentru fiecare loc de muncă din Hunedoara, ceea ce niciun PSD-ist din județul acela n-a făcut. Potrivit datelor publicate în luna august de Hunedoara+.ro, Carmen Hărău se numără printre cei mai activi parlamentari, aceasta aflându-se în topul celor mai active 15 femei deputat, cu valoarea indice agreate al activității parlamentare de 89,05, în fapt pe locul 5 cu 69 de inițiative legislative, 120 de luări de cuvânt, 95 de declarații politice, 121 de interpelări și întrebări și 12 moțiuni semnate. În topul PNL, la nivelul Camerei Deputaților, Carmen Hărău este pe locul 5 din 177 de membri. În topul Camerei Deputaților, deputatul liberal de Hunedoara este pe locul 20 din cei 387 de parlamentari, iar la nivelul întregului Parlament este pe locul 37 din 554 de parlamentari. Încrederea copreședintelui PNL în deputatul Carmen Hărău este confirmată și de cel mai recent sondaj efectuat la nivelul municipiului Hunedoara. Procentul hunedorenilor care au încredere în Carmen Hărău se ridică la 89,5%, sondajul fiind realizat în perioada 1-10-2015, 15-10-2015 pe un eșantion de 1556 de subiecți din municipiul de pe Cerna.